Bună ziua, ne puteți spune puțin ce expuneți? Râie, ce râie. Da? Așa, asta e scurare, aia este zbunecări pentru băieți. Din ce zonă sunt? De la Marea Mureș, din comuna Călinești, în Andreca. Și sunt făcute cu ocazie sau le poartă așa de fiecare zi? De fiecare zi, în sărbători. Sărbători mari atunci se îmbracă. Și când nu am de cusut cănești, dar eu pus cănești, atunci fac brâie, ca să am. În cât timp faceți un brâu? Da, pe acela la 3 săptămâni. Și astea mai mici? Aia sunt mai mici, 2 zile. Și reușiți să le vindeți la român, la străin, cui le vindeți? De acasă, la funicării, da, cum mă dau mai mult, directoara mea a dus. Ușa la greu. Acasă fac. Da, pai, ce fac? Comerțul e greu. Greu, da, aproape n-am venit. Da, lumea se uită doar și... Se uită toată lumea, le admiră, că cât este frumos.